Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Discutăm astăzi despre sistemul de garanție returnare care va intra în funcțiune în curând, peste o lună. De fapt, e vorba de o măsură mult așteptată care, teoretic, ar trebui să aibă efecte vizibile și pe termen lung în ceea ce privește rata de colectare și de reciclare a deșeurilor în România. Invitata noastră este Liliana Nichita, directoarea Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Fadi, pe scurt, bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Vă propun să facem o discuție pe un ton foarte explicativ, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare legate de acest, de acest sistem SGR. Am văzut și o campanie de comunicare pe, pe TV, nu știm dacă este sau nu suficientă. Aș vrea să vă întreb mai întâi de ce este important, de fapt, acest sistem. Acest sistem este important din perspectiva calității deșeului de ambalaj reciclat. Pentru că fracțiile de deșeuri de ambalaje care intră în acest sistem vor fi curate, nu vor intra în contact cu alte tipuri de deșeuri, așa cum se întâmplă astăzi. Și, practic, așa cum a fost construit, construit sistemul, nici măcar resturile acelea de lichide care mai rămân în containere, în butelii, nu vor fi acceptate. Uh -huh. Sistemul va rejecta tot ce are conținut de produs din câte știu marja este undeva plus minus 5% deci Va, va puțin. respinge va în respinge ce sens? Adică aparatul fizic aparatul fizic. îți dă înapoi da, acel PET? Da, uh -huh. îl va returna uh -huh. trebuie să-l golești și pe urmă să-l reintroduci, evident cu toate acele înscrisuri intacte, cu eticheta intactă și cu tot ce este prevăzut în acest sistem uh -huh. de identificare să explicăm puțin cum care sunt de fapt toți pașii eu mă voi duce la magazin da cumpăr de acolo nu știu o, o sticlă de apă plată să spunem sau suc sau o bere sau ceva da. de genul acesta mai departe ce fac mă duc la casă mă duc la casă și îmi recuperez valoarea aceea de 50 de bani pe care am plătit-o ca și garanție atunci când am cumpărat produsul ambalajul cu produs mm -hmm. Deci, practic, îmi recuperez banii pe care i-am plătit Mai la întâi, achiziționarea atunci produsului. Atunci când achiziționez produsul, voi plăti această Evident. sumă, da. Evident. după care urmează să, să mă o întorc recuperez. și să o recuperez. Exact. O recuperez de unde? De la casă de la... sau vor exista niște spații amenajate Din câte am special? înțeles de la uh, cei care gestionează sistemul, deci de la administratorul de sistem, uh, recuperarea se va face la casă. Uhum. Acum nu știu dacă se va face neapărat cash sau voucher. Asta vor fi decizii care se vor lua de către comercianți împreună cu administratorul de sistem. Vedeți Dar... vreo, vreo provocare aici, vreo, vreo problemă? Faptul că se va recupera de la casă? Nu cred. Nu cred Logistic să fie. Logistic vorbind sau ca infrastructură? Din Nu cred să fie, și așa cum poate mulți am sesizat în ultima, în ultima lună, au fost câteva simulări care s-au uh -huh. făcut. Marea provocare a acestui sistem SGR o reprezintă tocmai partea de IT. Toată această uh, mișcare de date, uh -huh. nu numai în ceea ce privește cantitățile și individual fiecare unitate de ambalaj care se pune pe piață, dar și uh, toată această mișcare fizică, uh, dar și de uh, marfă, de material uh, și de bani, uh -huh. pentru că sunt trei fluxuri care merg în paralel. E un sistem foarte complex, dar uh, în uh, acest moment uh, cred că după Trei ani, cam așa, parcă a început primele discuții concrete despre sistemul SGR și implementarea lui în România au fost așa mai uh, active și mai uh, aplicate începând cam de acum trei ani. Uh -huh. Deci s-a lucrat uh, mult, mult la acest sistem și eu cred că va avea succes. Sunt pregătite magazinele pentru acest sistem, credeți? Cele mari, da. Și s-a dovedit. Cele mari sunt pregătite. Provocarea va fi la cele la mai cele mici. Cele mai mici, da. Unde, în principal, preluarea se va face manual. Acele recipiente care trebuie să fie sigilate, mă refer la saci, uh -huh. la saci speciali în care se vor colecta aceste butelii petu și aluminiu împreună, iar pentru sticlă fie în sac special, fie în recipiente care vor trebui să fie sigilate. Deci nu se acceptă decât recipientele sau acele volume de colectare sigilate și intacte, uh -huh. pentru că aici vorbim de bani și de bani mulți. Spuneam că există deja o campanie în presă pe acest sistem de garanție returnare. Vi se pare suficient ce se transmite acum? E începutul. Întotdeauna încep cu informații generale și probabil că pe măsură ce ne apropiem de data limită de 30 noiembrie, informațiile vor fi din ce în ce mai detaliate. Eu mă aștept că în următoarea perioadă toate magazinele să aibă. Eu știu vizualuri, afișe, informații care să îndrume consumatorul către ceea ce are de făcut. Uh -huh. Ce iarăși trebuie spus și asta este dintr-o experiență proprie, am văzut, așa cum spuneam, săptămânile trecute în cadrul unei etape de simulare, multă lume încolonată la aparatele de recepție acestor... Butelii, agitație, coadă, oamenii se certau, vreau să bage buteliile în sistem, sticlele, și practic am ajuns în situația în care ne certăm să băgăm dozele sau peturile în aparate. Ce trebuie însă precizat este faptul că. Această simulare și acest succes al simulării a fost garantat de acei 50 de bani pe care cetățeanul i-a primit. 50 de bani pe care nu i-a plătit atunci când a cumpărat un bun ambalat. Lucru care se va întâmpla după 1 decembrie. Practic, atunci vom, prim, vom plăti acei 50 de bani, iar aparatul va accepta numai acele ambalaje care vor avea înscrisul și simbolul SGR și codul de bare conform căruia poate fi acceptat acel ambalaj în, în sistem. Uh -huh. Deci, cei care stau și adună acum saci cu peturi și doze în speranța că vor face un ban după 1 decembrie se înșală. Uh -huh. Iar Pentru acest... că sistemul încă nu funcționează, evident. Nu, dar nu este dedicat acestor exact. ambalaje istorice, le vom spune de la 1 decembrie. Nu Aceste... funcționează retroactiv, să spunem. În nu? niciun caz. Aceste ambalaje în continuare vor trebui să fie colectate în cadrul sistemului public uh -huh. și sper că acest lucru să fie înțeles, mai ales de către cei care astăzi, cum spuneam, speră să facă un ban din peturile colectate azi. Deci s-ar putea să apară totuși anumite blocaje, mici blocaje, mici conflicte pe aici, pe acolo, la început? Există riscuri. Există uh -huh. riscuri. Acum rămâne de văzut cum administratorul SGR, împreună cu toți actorii din sistem, și aici mă refer la producători, la comercianți, vor reuși să comunice clar și simplu acest lucru. Uh -huh. Bun, aș vrea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, asta este, de fapt, soluția cea mai bună pentru a stimula uh, rata de, de colectare selectivă a deșeurilor de reciclare în România, țară care e la un nivel destul de scăzut comparativ cu alte țări din Uniune. În ceea ce privește ratele de reciclare pentru deșeurile de ambalaje, e adevărat, am avut niște sincope în ultimii ani, în sensul că n-am reușit să atingem țintele europene cu foarte mici procente cu, un, cu o mică să zic așa decalare de, de procente dar atunci când se când apare în spațiu public o declarație conform căruia România reciclează 12% trebuie să Fim foarte atenți și să venim cu o completare, acel 12% rată de reciclare a deșeurilor municipale se referă nu la ambalaje, nu la deșeuri reciclabile, ci la deșeuri municipale, iar compoziția deșeurilor municipale este mai complexă. Ce, deci avem, ce, ce anume înseamnă asta? Avem uh, un flux de deșeuri reciclabile care cuprinde atât deșeuri de ambalaje, dar și non-ambalaje. Avem o, o, un procent important, undeva peste 30%, cam 30-40%, biodeșeuri, deci deșeurile biodegradabile, ce rezultă de la gătit, deșeurile mm. de la bucătărie, deșeurile din grădină. De asemenea, există alte fluxuri de deșeuri speciale care se găsesc în deșeurile municipale, și aici vorbim inclusiv de deșeuri de echipamente electrice-electronice, deșeuri de mari dimensiuni, mobilier și alte astfel de obiecte pe care le avem în casă și pe care nu le punem în pubelă, de aceea le numim deșeuri de mari dimensiuni, pentru că ele nu încap în pubelă. Mm -hmm. De asemenea, fluxul de deșeuri textile, care este provocarea anului viitor, începând cu finalul anului 2025, trebuie să colectăm separat deșeurile textile. Ce înseamnă asta mai exact? Asta înseamnă că autoritățile locale vor trebui să creeze sistemele de colectare separată a deșeurilor textile de la populație, lucru care se întâmplă astăzi doar în câteva locații din țară unde există centre de aport voluntar și unde uh -huh. poți să pui și deșeurile textile. Deșeu textil, adică? Pe înțelesul haine, tuturor? Haine, deci da? haine, da. îmbrăcăminte, textile din casă, așternuturi, perdele, covoare, deci tot intră la această categorie de deșeuri textile. Iar în vara acestui an, în 5 iulie, a apărut, a fost publicat, de fapt, draftul de modificare a directivei cadrul deșeuri, care vine cu două completări importante. Prima se referă la deșeurile alimentare, iar a doua se referă la deșeurile textile. Iar în ceea ce privește deșeurile textile, se face referire în mod explicit la necesitatea, și obligația statelor membre de a uh, stabili, de a uh, prevedea în legislație uh, responsabilitatea extinsă a producătorilor pentru textile. Deci la nivel european există uh, experiențe, există pași care s-au făcut, se construiesc instalații de sortare, se construiesc instalații de reciclare, deci există o preocupare foarte. Uh, puternică la nivel european pe acest flux de deșeuri care astăzi creează probleme în stațiile de sortare. Ca să închidem paranteza asta legată de deșeurile textile, ce se întâmplă mai departe cu ele? Odată ce le depui, ce faci cu ele? Vă referiți acum sau ce se întâmplă în alte ce țări? Ce se întâmplă care în alte țări, făcut... da, cu un sistem mai avansat. Da, cel mai avansat sistem pe gestionarea deșeurilor textile este sistemul francez, care are mai mult de 10 ani de experiență. Iar în acest caz există mai multe fracții. În primul rând se face o colectare separată, apoi o sortare manuală. În cadrul acestei sortări manuale se prelevează acele haine, să zicem, care mai pot să fie reutilizate. Un procent, cam de 3%, ei numesc fracția asta CREM, care rămân în piața franceză pentru ei. Uh -huh. Apoi mai există, iarăși, un procent, nu-mi aduc aminte acum exact cifrele, dacă nu mă înșel, undeva 10-15% din aceste hainere folosibile ajung pe piața din este, Estul Europei, deci in, uh -huh. inclusiv în România. Iar un alt procent important, undeva la jumătate, se duce în țări din Asia, Africa. Iar o altă parte importantă se duce către valorificare energetică și o anumită proporție către reciclare. Mm -hmm. Acum, evident că presiunea care vine de la nivelul comisiei este ca această rată de reciclare să crească, să reciclăm din fibră în fibră, să încercăm să reutilizăm fibrele pe care putem să le reciclăm. Mm -hmm. Evident, prima opțiune este reutilizarea, dar sunt evident anumite anumite obiecte care nu mai pot să fie reutilizate și atunci avem nevoie de opțiuni. Discuția de la Planeta Verde cu Liliana Nichita, directoarea Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, Fadi a făcut un studiu privind impactul sistemului garanție returnare asupra cantităților și indicatorilor din sistemele de management integrat al deșeurilor. Explicați-ne pe înțelesul tuturor ce ați descoperit. Care, care e de fapt impactul cel mai important? Aș vrea să vă spun în primul rând de unde a plecat ideea acestui studiu. Din calculele teoretice pe care le-am făcut în urmă cu doi ani, am constatat că intrarea în vigoare a sistemului SGR va avea un impact asupra sistemului public de colectare separată, și implicita a indicatorilor de performanță. Acest lucru a rezultat pur și simplu, așa cum spuneam, din calcule teoretice. Plecând de la nevoia de a veni cu dovezi către autoritățile de reglementare, pentru că trebuie spus de la bun început, toate contractele de delegare în sistemele de management integrat, în smid Prevăd indicator de performanță, atât la colectare separată, cât și la sortare. Uh -huh. Impactul major apare în cazul stațiilor de sortare, care astăzi au prevăzut un indicator de performanță de 75%. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că deșeurile colectate separat, care intră în stațiile de sortare, în urma sortării, trebuie să aibă niște direcții. În principal, ele trebuie să meargă către reciclare. Concret, 75% din deșeurile care intră în stația de sortare trebuie să ajungă la reciclare. Ce trebuie spus este faptul că nu toate deșeurile sunt reciclabile. Nu pentru că, în teorie, n-ar fi reciclabile, ci pentru că, după ce bunurile sau da, produsele au fost folosite, ele se degradează sau se deteriorează. Uh -huh. Acest lucru uh, conduce la faptul că anumite uh, deșeuri, și mă refer aici la deșeurile de ambalaje în principal, uh, anumite deșeuri de ambalaje nu sunt reciclabile. Datorită uh, faptului că în sistemul public ajung deșeurile de ambalaje primare, cele care intră în contact cu alimentele. Deci, în mod Logic, ele sunt murdare, sunt mm -hmm. sunt contaminate, sunt să contaminate da. gândiți-vă doar la un pahar de iaurt, câtă lume clătește paharul de iaurt exact și oare chiar este important să-l clătim, să risipim apa, să consume apă, da? da, deci sunt niște lucruri la care trebuie să ne gândim. Asta înseamnă că anumite deșeuri de ambalaje nu sunt reciclabile pe de o parte pentru că... Nu avem capacități de reciclare pentru acele tipuri de materiale și de ce nu avem pentru că nu avem masă critică uh -huh. deci trebuie să avem grijă când facem afirmații să nu criticăm fără să avem și argumente deci practic avem anumite tipuri de deșeuri de ambalaje care nu pot să fie reciclate pentru că nu avem masă nu avem volume un exemplu simplu este tetrapacul au fost niște încercări ani în urmă să. Colectăm separate trapacul și să-l reciclăm. Adică acele cutii de, acele lapte, cutii de lapte. de fapt, da, care conțin, mi se pare, și uh, hârtie, sau, mă rog, carton uh, și plastic. Uh, carton, plastic și puțin aluminiu. Uh -huh. e, Unde le pui, nu? Asta ar fi întrebarea. Le punem, nu, acum se separă în mod, se colectează separat în recipientul galben, pentru că această fracție merge oricum la sortare. Galben, uh, adică pentru uh, plastic, plastic. metal. Da. Și tetrapac, ele uh -huh. sunt împreună. Um, mai avem alte tipuri de deșeuri de ambalaje care sunt foarte mici. Hai să ne gândim la deșeurile, la ambalajele goale de la medicamente. Uh -huh. Atunci când într-o stație de sortare ies la capătul benzii sau în diferite puncte unde se separă fracțiile, ulterior acestea se balotează. Distanța între spirele baloților e de 15 cm. Vă imaginați că ceva care este mai mic... De această dimensiune, nu are cum să rămână acolo. Asta este, asta este motivul pentru care doar anumite deșeuri de ambalaje pot să ajungă la reciclare. Există în state europene așa-numita așa ecomodulare. Ecomodulare înseamnă că fiecare producător plătește pentru gestionarea propriului ambalaj toate costurile. Și avem categorii de deșeuri care nu sunt reciclabile din perspectiva faptului că ele nu sunt sortabile. Deci reciclabilitate înseamnă și sortabilitate. Uh -huh. Ei, plecând de la aceste considerente, am elaborat acest studiu, studiu care uh, s-a desfășurat în uh, șapte județe. Intenția noastră a fost să avem minim cinci județe ca eșantion pentru a avea reprezentativitate la nivel național. În cele din urmă am reușit să facem acest lucru în șapte județe. Am avut un prim județ pilot, unde practic ne-am definitivat metodologia de lucru, e vorba de județul Dolj, urmând apoi să uh, eșantionăm în mai multe județe și aici uh, am avut uh, pe toată perioada veritim de două luni. Asta am făcut împreună cu colegii din adi și am avut în, în aceste eșantion, am avut județul Sibiu, covasna, Iași, Tulcea și Gorj. Uh -huh. Am avut implicarea și altor două județe care au participat cu voluntari, să zic așa, arge și Telorman. Iar rezultatele studiului ce ne-au arătat? În primul rând, am. Luat uh, eșantioane din pubela galbenă, deci plastic metal și pubela verde, sticlă, pentru că acolo erau uh, colectate sau aici sunt colectate deșeurile de ambalaje care intră în sistemul SGR uh -huh. și practic noi doream să vedem care este impactul uh, sistemului SGR asupra sistemului public. Practic în cazul PET-ului noi am, am separat și am cântărit uh, PET-SGR și PET-non-SGR. La sticle, de exemplu, am avut sticlă segere, sticlă non-segere. Ce trebuie să știți că, uh, cel puțin la sticlă, 95% din uh, deșeurile de ambalaje din Pubela Verde sunt ambalaje segere. Uh -huh. Doar cam 5%, conform determinărilor noastre, sunt ambalaje non-segere. Și aici vorbesc de sticlele de la ulei, ulei de măsline, că uleiul de floarea soarelor nu prea se mai pune în sticlă, uh, borcane. Sticlele de lapte, în anumite cazuri, câteva recipiente de la siropuri de astea mm -hmm. pentru copii, vorbesc de la dătuțe, nu da, da. La medicamente. Iar în cazul aluminiului sau în cazul metalului, dozele de aluminiu, evident, le-am le separat de restul ambalajelor metalice. Mm -hmm. În cazul plasticului, deci în pubela galbenă, rezultatul, rezultatele ne-au arătat că aproape jumătate, deci 49% zicem noi, cam jumătate din cantitatea de deșeu, de ambalaj de plastic va migra către sistemul SGR uh -huh. restul rămânând în sistemul public deci vom avea în sistemul public în continuare ceva PET deci butelile acelea de 5 litri vor rămâne în sistemul public, de asemenea recipientele de la detergent de la balsam în, în general, acestea sunt din PET. Um, mai avem um, um, o fracție care noi am denumit-o uh, HDP. Sunt uh, acele recipiente din plastic dens, găletușele de iaurt Aha. și alte ambalaje similare, de la, tot așa de la, de, de la detergent lichid. Acelea vor constitui, de fapt, baza fracției reciclabile pentru plastic, pentru ambalajele de plastic. Asta înseamnă că rata de reciclare se va face exclusiv din aceste materiale începând de anul viitor. Deci, din ce ne spuneți ca o concluzie, pentru că ne apropiem de final. Există cam toate ingredientele, pentru că acest sistem garanție returnare să funcționeze, există modele de bune practici, înțelegem, există și o parte de comunicare. Magazinele mari, cel puțin spunească s-au pus deja uh, la punct cu partea de logistică, partea de infrastructură. Deci, există toate ingredientele ca acest sistem să fie unul de succes. Putem așa ar trebui. Asta? Așa ar trebui. Eu mm -hmm. sunt optimistă. Uh, nu știm cum va funcționa, începând de anul viitor, fluxul financiar și de materiale pentru acele deșeuri de ambalaje care, chiar fiind în sistemul SGR, uh, unde plătesc producătorii, vor sfârși în pubelele de colectare separată a sistemului public. Dar asta rămâne să fie o problemă și la care vom găsi soluții anul viitor. Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Merită să mai reluăm cândva discuția, poate după prima lună de funcționare eventual exact. a, a noului da. sistem. Mulțumesc foarte mult din nou! Cu multă plăcere. Liliana Nichita, directoarea Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, a fost în studioul RFI la Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior până la o nouă ediție a emisiunii, adică luni la 17.30 de minute. Vă spun numai bine!